și aș dă destul de repede seama că toată această criză otomană poate fi folosită în favoarea sa și decide să se implice în acest conflict, chemându-l la curtea sa pe Musa și dându-i pe una dintre fiicele sale de soție. În urma acestei alianțe militare, voivodul muntean îl va sprijini pe tânărul sultan cu bani și oaste.